Jurnalele RTT. Știri la fix. Pe multe dintre șoselele din județ se circulă în condiții de iarnă ca urmare a nisorilor din ultimele ore. Încă de azi noapte, drumarii au dezăpezit arterele rutiere din regionala Brașov și au împrăștiat material antiderapant. Situația a fost mai grea pe DN1 în zona predealului. A nins mult, iar utilajele încercau să le ofere șoferilor cele mai bune condiții în această situație. Între orele 13 și 17, traficul rutier pe tronsonul DN1 Brașov-Predeal a fost restricționat pentru autovehiculele cu o masă maximă autorizată mai mare de 7 tone și jumătate. Pentru același interval orar, IPJ Brașov a anunțat trafic rutier restricționat pe tronsonul DN73A între Râșnov și Predeal. Pentru autovehiculele cu o masă maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, dar restricția a fost ridicată cu o oră mai repede de la ora 16. După amiază a nins și în alte zone din județ, însă drumarii au reușit să aducă mai multe drumuri la negru, iar pe altele se circula în condiții de iarnă. Îi rugăm pe șoferi ca pe aceste porțiuni să circule cât de prudent posibil, să reducă foarte mult viteza, pentru că carosabilul, cu toate eforturile noastre, rămâne în continuare alunecos și foarte, foarte periculos. CFR Călători a anunțat dimineață că mai multe trenuri pe relația București-Constanța au fost anulate sau au avut întârzieri din cauza viscolului de cod portocaliu din Dobrogea. La Brașov, până la orele amiezii, toate trenurile au ajuns la timp, potrivit informațiilor angajaților de la relații publice și afișajului din stația CFR Brașov Călători. Oricum, meteorologii anunță că va continua să ningă, mai ales în zonele montane. Vântul va sufla cu intensificări locale la munte, unde rafalele vor depăși chiar și 80 de km la oră, viscolind și spulberând zăpada. Ion Sporea din Prejmeri este un model pentru toți locuitorii comunei și nu numai. Deși se deplasează cu ajutorul unui scaun rulant, preșmereanul își respectă cu maximă conștiinciozitate îndatoririle cetățenești pe timp de iarnă. Angajații Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Brașov au fost impresionați în această dimineață când au ajuns la Prejmer și l-au surprins pe bărbat în timp ce dezăpezea trotuarul. Felicitări pentru ce faceți! Mulțumesc! Cum se poate că dumneavoastră puteți și văd că vecinii dumneavoastră n-au dat aproape niciun? Mulți dintre ei fac doar pentru ei și cam atât. Bărbatul în scaun cu rotile este un adevărat luptător și spune că așa a reușit să depășească multe obstacole, să își păstreze familia și să se bucure acum de un bebeluș de 8 luni. Nu e greu? Nu, să dați zăpadă. Am obișnuit. Fac multe alte lucruri. Da, e drept că din căruț și mult mai greu. Pentru că, na, ca persoană cu dizabilitate, dar nu m-am lăsat și asta m-a ridicat și m-a ajuns să merg mai departe. Ion Sporea are 47 de ani, iar la 14 ani a avut un accident de tren, în urma căruia i-au fost amputate picioarele. Este la a doua căsătorie. Din prima căsnicie mai are 3 copii. În grija fostei soții au rămas 2 dintre micuți, iar al treilea este tot în grija lui, împreună cu bebelușul de 8 luni. Purtătorul de cuvânt al DRDP, Robert Elecheș, l-a filmat pe bărbat și a intitulat filmulețul „Dacă el poate, tu ce motiv ai?”, un îndemn pentru îndeplinirea unei obligații cetățenești de bun simț. Douăzeci și una de persoane au fost conduse la audieri la DIICOT și BCC Brașov în urma celor 28 de percheziții făcute la o grupare specializată în fals de monedă și trafic de droguri. Polițiștii BCC Brașov împreună cu procurori DIICOT, structura teritorială Brașov, au efectuat perchezițiile în Brașov, Craiova, Ploiești și Alba, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări pentru constituirea unui grup infracțional organizat, falsificare de monede, punerea în circulație de valori falsificate, deținerea de instrumente în vederea falsificării de valori și trafic de droguri de risc și de mare risc. În cursul lunii iulie 2020, polițiștii BCC Brașov s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că în județul nostru s-ar fi constituit o grupare infracțională organizată, ai căror membri ar fi implicați în falsificarea de monedă străină, respectiv euro, de diferite cupiuri. În urma colaborării cu Europol s-a stabilit că falsurile produse de membrii acestei grupări au fost semnalate pe teritoriul a 10 state din Uniunea Europeană: România, Austria, Belgia, Germania, Spania, Italia, Grecia, Lituania, Olanda și Slovacia.
O parte a membrilor grupării ar fi întrevăzut o oportunitate și din contrafacerea de bancnote emise de statul român, respectiv bancnote de 100 de lei. Un alt palier abordat ar fi fost reprezentat de implicarea în activități de trafic de droguri de risc și de mare risc. Ar fi oferit vândut cannabis și cocaină mai multor persoane. În perioada 25-31 ianuarie 2021, membrii grupării ar fi intenționat să pună în circulație 50.000 de euro în bancnote de 50 de euro falsificate. În urma perchezițiilor a fost identificată aparatura folosită în activitățile de falsificare, documente de identitate ce par a fi contrafăcute, suma de 445.770 de euro, formată din bancnote de diferite cupiuri, susceptibile a fi falsificate, aproximativ 1.250 de grame de cannabis, 10 grame de cocaină, precum și 11.670 de euro, 800 de dolari și 42.780 de lei. 21 de persoane au fost conduse la sediul DIICOT Brașov și BCCO Brașov, cum spuneam, în vederea audierii și dispunerii măsurilor legale. Polițiștii BCCO Brașov au fost sprijiniți în activități de polițiști din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, Oficiul Național Central pentru Combaterea Falsului de Monedă, Europol, Inspectoratului de Poliție Județean Brașov, alături de polițiști ai structurilor de combatere a criminalității organizate din Craiova, Ploiești, Alba și București, cu sprijinul jandarmilor din cadrul Grupării Mobile de Jandarmi Burebista Brașov. Acțiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române. Se înregistrează o ușoară creștere a incidenței cumulate a cazurilor de COVID-19 la 1000 de locuitori ai județului Brașov pe ultimele 14 zile. S-a ajuns la 2,15 de la 2,11 în ziua precedentă. 1457 de persoane sunt cu test pozitiv astăzi, cu 17 mai multe față de marți, iar 57 dintre acestea sunt în Focare. Cea mai mare incidență este tot în comuna Beclean, 5,29. Astăzi sunt 4 comune și orașe în scenariu roșu, cu incidență peste 3. Codlea, Sâmpetru, Ghimbav și Șoarș. Cu 2,85, municipiul Brașov este între cele 12 localități cu incidență între 2 și 3. 17 comune și orașe au raportat incidență între 1 și 2, iar celelalte 24 între 0 și 1. În ceea ce privește campania de vaccinare anti-COVID-19 în județul nostru, instituția prefectului informează că, potrivit datelor centralizate de Direcția de Sănătate Publică, până miercuri 27 ianuarie au fost distribuite centrelor de vaccinare din județ 18.797 de doze de vaccin împotriva COVID-19. Numărul de doze de vaccin administrate până în data de 26 ianuarie inclusiv este de 14.653, din care 1.281 de doze rapel, adică a doua administrare. Numărul de cazuri de efecte adverse raportate în total a rămas același, 34, dintre care niciunul sever. Brașovul rămâne între județele cu număr mare de noi îmbolnăviri de COVID-19. Până miercuri 27 ianuarie, pe teritoriul României, au fost confirmate 718.612 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, dintre care 28.363 în județul Brașov. 662.400 de pacienți au fost declarați vindecați până acum. În urma testelor efectuate la nivel național față de ultima raportare, au fost înregistrate 3.174 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2. 167 dintre acestea sunt din județul nostru. Distinct de cazurile nou confirmate, 1003 persoane au fost retestate pozitiv, iar 21 dintre acestea sunt din județul Brașov. Până miercuri au decedat 18.015 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2. În intervalul 26-27 ianuarie au fost raportate 77 de decese ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus. Bolnavii, 46 de bărbați și 31 de femei, erau internați în spitale din 23 de județe, între care și Brașov, și din București, un deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 40-49 de ani. 4 decese la categoria de vârstă 50-59 de ani, 18 decese la categoria 60-69 de ani, 29 de decese la categoria 70-79 de ani,
și 25 de decese la persoane de peste 80 de ani. 72 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități. 5 pacienți decedați nu aveau comorbidități. În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 7839. Dintre acestea, 1025 sunt internate la ATI. Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 5.354.600 de teste real-time PCR și 95.533 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 25.604 teste real-time PCR și 7.523 de teste rapide antigenice. De la ultima informare făcută de grupul de comunicare strategic au fost raportate și rezultatele a 88 de teste prelucrate anterior și transmise până la data de 27 ianuarie. Pe teritoriul României, 42.806 persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 10.567 de persoane se află în izolare instituționalizată. Alte 62.634 de persoane sunt în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 150 de persoane. Ca urmare a încălcării prevederilor legii privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, polițiștii și jandarmii au aplicat în ziua de 26 ianuarie 4.591 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 781.330 de lei. Marți au fost întocmite și 5 dosare penale pentru zădărnicirea combaterii bolilor, faptă prevăzută și pedepsită de codul penal. Reamintim, la linia Telverde 0800 100 165 pot fi sesizate încălcări ale normelor de protecție sanitară. Familii vor primi locuință în blocul social al municipalității. Vă amintim, Direcția de Asistență Socială administrează 44 de locuințe în imobilul de pe strada Zizinului 144. Aceste locuințe au fost repartizate în anul 2014 pentru o perioadă de 5 ani, cu scopul de a ajuta familiile aflate într-o situație gravă din punct de vedere social. Conceptul de asistență socială are la bază acordarea de sprijin anumitor persoane până când oamenii reușesc să depășească dependența față de serviciile sociale. Modalitatea de instrumentare a solicitărilor de locuință socială, a criteriilor de eligibilitate, a criteriilor de analiză și repartizarea locuințelor sociale fac obiectul unor hotărâri ale Consiliului Local. Pentru stabilirea criteriilor de analiză a persoanelor îndreptățite să beneficieze de locuință socială în anul 2021, Consiliul Local a emis în luna august anului 2020 aceste criterii, pe baza cărora Comisia Special Constituită la nivelul Consiliului Local a analizat dosarele depuse până cel târziu în data de 30 septembrie 2020, în urma cărora a reieșit lista de priorități a persoanelor îndreptățite să beneficieze de aceste locuințe sociale, așa cum a fost ea propusă spre aprobare în ședința Consiliului Local de astăzi. În cazul a 17 familii din blocul de locuințe de pe strada Zizinului, conform criteriilor stabilite de Consiliul Local, situația s-a îmbunătățit față de momentul în care au primit acele locuințe sociale. Adică nu mai sunt familii monoparentale, copiii pe care îi aveau în întreținere au împlinit 18 ani, veniturile pe membru de familie au crescut, sunt situații cu venituri pe membru de familie de peste 3.000 de lei, 2.300 de lei sau peste 1.500 de lei. Iar în anumite cazuri există situații mult mai grave decât acelor care au avut contract de închiriere până în decembrie 2019. Având în vedere că la expirarea celor 5 ani, perioada pentru care au avut contract de închiriere, aceste familii au solicitat o perioadă pentru găsirea unei alternative pentru cazare, contractele au fost prelungite succesiv prin acte adiționale până la data de 1 martie 2021, având astfel la dispoziție mai mult de un an pentru a-și rezolva situația locativă. Din martie, locuințele vor fi puse la dispoziția familiilor care au o situație mult mai gravă decât a celor 17 familii al căror contract a expirat.
Vă amintim, municipalitatea a lansat în dezbatere publică proiectul de hotărâre care prevede posibilitatea sprijinirii anumitor categorii de persoane la plata chiriei. Termenul de finalizare a procedurii de dezbatere este sfârșitul lunii februarie. Marți după amiază, polițiștii brașoveni au făcut din nou controale în trafic. Pentru verificarea modului în care sunt respectate atât normele referitoare la starea de alertă, cât și legea circulației pe drumurile publice. Astfel, polițiștii au verificat dacă șoferii respectă perioadele de odihnă, capacitatea maximă de încărcare, legalitatea tipului de transport și dacă dețin documentele necesare transportului public de persoane. În cadrul activităților desfășurate, polițiștii au verificat 120 de vehicule și au aplicat 38 de sancțiuni contravenționale, dintre acestea 21 de sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului numărul 195/2002 republicată privind circulația pe drumurile publice, respectiv 2 sancțiuni contravenționale pentru conducători auto depistați sub influența băuturilor alcoolice, o sancțiune contravențională pentru nerespectarea prevederilor privind efectuarea manevrei de depășire și 17 sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea altor acte normative. De asemenea, 2 sancțiuni contravenționale au fost aplicate conducătorilor autovehiculelor de transport persoane care nu purtau mască. Valoarea totală a sancțiunilor contravenționale aplicate depășește 15.000 de lei. Polițiștii au reținut 2 permise de conducere în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pentru conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice.